Primarul municipiului Suceava a declarat că miercuri pleacă la Piatra Neamț la ședința ADR. Discuțiile vor viza proiectele actuale din exercițiul financiar pentru anul 2014-2020. V-am spus, astăzi merg la Piatra Neamț, la ora... Nu, voi pleca la Piatra Neamț, avem acolo o întâlnire cu comitetul de director a ADR Nord-Est. Proiectul, unul din, pe ordinea zi, proiectele discutate odată se referă la implementarea proiectului actual din exercițiul financiar 2014-2020. Am spus și altă dată, eu zic că noi stăm destul de bine primăria municipiului Suceava, dar la fel de important, așa zice, se întâmplă pentru perioada de finanțare 2021-2027, că din păcate nu prea se mișcă lucrurile. O să vedem mai departe ce o să ne aflăm azi la Piatra Neamț. Până una alta, noi ne pregătim cu noi proiecte pe programul operațional regional pentru școli, în urma discuției avute cu unitățile de învățământ, am pregătit proiecte și au realizat deja licitațiile, au fost adjudicate, am semnat în cursul zilei pe masă adjudicarea de câte mai multe firme acestor documentații pentru diverse proiecte la unitățile de învățământ și avem număr de 10 proiecte la 10 școli, de aproximativ 10 milioane de euro, estimăm noi, construiri săl de sport. Pe axa 6, o regiune educată, programul operațional regional, la școala gimnazială numărul 1 din zona centrală, școala gimnazială numărul 4 din cartierul George Enescu, școala gimnazială numărul 8 din cartierul George Enescu, extindere mansardare, pe verticală, extindere verticală mansardare, tot pe o regiune educată, axa prioritară 6, școala generală numărul 11 Miron Costin din Burdujeni. La fel de important, un număr de școli, număr de 6 școli, vor să aplice proiectul de creștere eficienței energetice, un tip de proiect pe care noi l-am făcut la primăria municipiului Suceava, pe axa prioritară numărul 3, o regiune cu orașe prietenoase cu mediul și au, mă rog, depus documentații și noi am făcut documentații și am făcut licitațiile și s-au judecat, să lucrează de acum la ele, pentru următoarele școli. Școala gimnazială numărul 3 pe Mărășești, școala gimnazială numărul 5 Jean Bart, școala gimnazială numărul 6 din Burdujeni Sat, școala gimnazială numărul 7 Grigore Ghica Voievod din Ițcani, școala gimnazială numărul 9 Ion Creangă din cartierul Opcini, școala gimnazială numărul 10 din cartierul Burdujeni. De asemenea, avem pregătită documentația pentru alte două unități de învățământ, dar în alt tip, facem alt caiet de sarcini, discutăm pentru cele de învățământ dual, și aici discutăm de Colegiul Tehnic Alexandru Ioan Cuza din Burdujeni, fostul liceu numărul 1, și Colegiul Samuel Isopescu, fostul liceu de construcții, la care facem o singură licitație pentru documentația de modernizare a infrastructurii școlare în vederea pregătirii pentru învățământul dual. Deci noi ne pregătim să putem depune proiectele. Spun, aștept să văd azi ce noutăți vom avea de la Agenția de Dezvoltare Nord-Est, la fel luni și marți sunt la București. Încercăm să mânăm lucrurile la spate, pentru că, din păcate, nu merg lucrurile așa cum ar trebui. Asta este realitatea. Pățim ca de fiecare dată în ultimii ani cu aceste exerciții financiare pe finanțare europeană, când se întârzi semnarea acordului de finanțare și intrăm într-o criză de timp care, în final, se răsfrânge la autoritățile locale. Noi am cerut acest lucru și, cu lumea, că am lucrat foarte mult în acest sens. Anul trecut, pe vremea domnului ministru Boloș, am făcut, mă rog, la vremea respectivă multe discuții, atât pe programul operațional regional, cât și pe programul național de redresare și reziliență, dar văd că lucrurile nu merg cum ar trebui.